Pe lângă conducerea automată pe teren, GPS Pilot poate fi folosit și pentru întoarcerea completă automată la capăt de rând. În acest scop, trebuie să activați opțiunea Auto Turn pe terminalul dumneavoastră S10. Pentru a folosi această opțiune, trebuie să configurăm rapid Auto Turn. În acest scop, facem click pe setări în meniul principal și apoi accesăm meniul Configurare Auto Turn. În partea cea mai de sus vom specifica o valoare limită pentru viteza maximă de deplasare în timpul procesului de întoarcere. Dedesubt vom specifica dacă se va aborda următoarea linie sau dacă liniile următoare vor fi ignorate. La următorul pas trebuie să specificăm dacă dorim să virăm la stânga sau la dreapta, atunci când ajungem la capăt de rând. Apoi putem stabili cum și când va avea loc manevra automată de întoarcere. În total avem 4 opțiuni. Fie întoarcere pe loc, în poziția actuală a vehiculului sau după parcurgerea unui traseu la capăt de rând, cum ar fi traseul verde care a fost deja lucrat. Dacă a fost efectuat un perimetru pentru acest teren, fie putem utiliza linia de la capătul rândului sau putem selecta funcția întoarcere în limita terenului. În acest exemplu vom folosi opțiunea întoarcere în limita terenului. La următorul pas vom defini dacă dorim să schimbăm direcția atunci când întoarcem sau dacă dorim să creăm parcele în mod automat și, din acest motiv, trebuie să selectăm funcția Comutare între suprafețe. Dorim să lucrăm acest teren sub formă de parcele, așadar selectăm Comutare între suprafețe. De aceea, vom crește numărul de trasee care vor fi ignorate la 4 și vom selecta stânga ca direcție de întoarcere. După închiderea meniului, începem să lucrăm suprafața, drept pentru care vom utiliza un traseu AB creat anterior. Înainte de a ajunge la capătul de rând din partea opusă, meniul de comandă al funcției Auto Turn se va redeschide automat, iar traseul urmat de vehicul va fi marcat cu albastru. Pentru a confirma acest traseu, apăsăm butonul Start sau Autopilot de pe maneta multifuncțională C-Motion. Meniul se închide apoi automat, iar traseul propus, marcat cu albastru, este confirmat și afișat cu roșu. De îndată ce tractorul întoarce automat la capăt de rând, ridicăm grapa scurtă cu discuri din pământ, iar sistemul va ignora cele 4 trasee la stânga. După ce tractorul a finalizat procesul de întoarcere automată, tot ce trebuie să facem este să coborâm din nou grapa scurtă cu discuri. Această procedură este apoi reluată la capătul de rând din partea opusă, însă de data aceasta ignorăm cu un traseu în minus și urmăm traseul direct la dreapta față de traseul original, 21. De îndată ce ne deplasăm de-a lungul traseului final și parcela este lucrată în întregime, sistemul de direcție ne va ghida automat la stânga și va începe să lucreze pe o altă parcelă. O altă opțiune pe lângă lucrarea terenului sub formă de parcele este de a utiliza funcția Auto Turn și de a lucra întregul teren, de exemplu, de la stânga la dreapta, în modul clasic. Dacă se folosește procesul de întoarcere automată, doar direcția de rotație este schimbată și, dacă este cazul, unul sau mai multe trasee vor fi ignorate. În acest scop, deschidem meniul principal și selectăm configurare Auto Turn în setări. În acest exemplu, vom reduce numărul de trasee care vor fi ignorate la 1 și vom selecta modificare direcție ca model de întoarcere. Închidem meniul și ne continuăm munca. De îndată ce ajungem la capătul de rând de pe partea opusă, meniul de comandă al funcției Auto Turn se va redeschide, iar de data aceasta vom vedea, datorită culorii albastru din partea stângă, că sistemul va ignora acest traseu. După confirmarea acestei rute, tractorul va vira către traseul confirmat.